Cerarea lui mie mi-a dulce, mântuirea cea mai dulce, de Iisus eu sunt chemat. Cerarea lui mie mi-a dulce, mântuirea cea mai dulce, de Iisus eu sunt chemat. De aceea eu mereu, mereu mă-ntreb în Domnul Dumnezeu, că cere singur adăpost din valul mare furtunos. Golgota crucificat, Iisus în cuie arăbdat, să părăsesc orice păcat pentru viața ce mi-a dat. De aceea eu mereu, mereu mă-ntreb în Domnul Dumnezeu, că-ți El e singur adăpost în valul mare furtunos. Pe Golgota crucificat, Iisus în cuie arăbdat, să părăsesc orice păcat pentru viața ce mi-a dat. Nu voi iubi ca și pe tine, nici mamă, tată, frasurori, poate simt ca o nimica, ce durează ca o clipă, nu aceștia sunt splendori. Poate simt ca o nimica, ce durează ca o clipă, nu aceștia sunt splendori. Și veșnicia ta vin rai, Iisuse, eu te rog să-mi dai, prin doarea ei vreau să o privesc, și-n veci de vesta să trăiesc. De-aceea gândul inima ține-n stăpânirea ta, până la venirea ta, Iisus, ca să te pot vedea. Și veșnicia ta vin rai, Iisuse, eu te rog să-mi dai, plin doarea ei vreau să-o privesc, și-n vezi de vezi ca să trăiesc. De-aceea gândul inima ține-n stăpânirea ta, până la venirea ta, Iisus, ca să te pot vedea. Și veșnicia ta din rai, Iisuse, eu te rog să-mi dai, prin doarea ei vreau să-o privesc, și-n vezi de vezi ca să trăiesc. De-aceea gândul inima ține-n stăpânirea ta, până la venirea ta, Iisus, ca să te pot vedea. Slăvit să fie Domnul! Tot mai sus mirată din tahazia mea, ia străbate răzvoi albastru, preamărin și-n slămen mântuirea, ce prin Domnul Salvatorul, mulți la mei,
fel, că-ți-n fer mi-a pedit mântuirea. Aleluia, dintr-una noi toți îi cântăm și trestim iubele pe pământ. Cântă harfă a voastră cântare, nu-nse toată veste tot mereu. Dragostea toți lovesc în tine, rămâi mereu o stâncă de granit, un pom
sădit chiar lângă drum, știi bine, când are rod, de tot este lovit. De ce te plângi când ești căzut pe cale? Eroii cad și se ridică iar. Căderea este o parte a vieții tale, de te ridici, devii din nou un far. De ce te plângi când ești în suferință? Tu ești chemat să fii biruitor. Un murmur spus pe drum de biruință te face laș și înjositor. De ce te plângi când marea se frământă și barca ta-i purtată e de val? Căci noi plutim spre patria cea sfântă, văzlim mereu pe marea de cristal. De ce te plângi când nu mai ai lumină și pentru o clipă tu te simți învins? Ești obosit și calea se străină, privește sus că farul e aprins. De ce te plângi când bolta nu-i senină și norii grei umbresc cărarea ta? Căci sus acolo, în patria divină, e numai zi, curaj, nu dispera. De ce te plângi când frații tăi de cruce te-au părăsit cu tot ce-i omenesc? Căci pentru tine un glas duios și dulce îți spune azi, eu nu te părăsesc. De ce te plângi când toți te dau uitării? Tu ești chemat lumină să răsfrângi, dar nu uita de nu răspunzi chemării. Tu ești pierdut și atunci poți să plângi. Amin. Amin. Thank you.
Oh,
10, 2 din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8, și din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7. Ascultăm cuvântul Domnului. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubiți venirea Lui. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu, căci El ne-a călăuzit, ne-a sprijinit, ne-a ajutat și suntem în dimineața aceasta, în locul acesta, împreună cu dumneavoastră. Pentru toate acestea, zicem slăvit să fie Domnul. Mulțumim fratelui Valer, conducerii bisericii, care ne-au acceptat să fim împreună cu dumneavoastră și ne bucurăm, ne-am bucurat până aici și Domnul în continuare să dea bucurii sfinte. Aș dori să am un scurt cuvânt, dacă e posibil, frații, orchestra, fratele Valer, vor mai cânta spre slava Domnului, așa cum spunea fratele Valer a dumneavoastră de aici, că astăzi va fi o zi în care va fi mai multă cântare. E frumos să cântăm, pentru că cuvântul Domnului spune că Domnul se coboară în mijlocul laudelor. L-am lăudat pe Domnul și am simțit prezența Lui. Cred că cu toți am simțit că Domnul îi împreună cu noi, îi în mijlocul nostru și El e Cel care privește spre nevoile noastre și lucrează în continuare în chip minunat. Am citit acest text și aș vrea să ne amintim că viața aceasta, viața noastră, aici pe pământul acesta sau pribegia noastră aici, care e mai lungă sau e mai scurtă, cum hotărăște Dumnezeu în dreptul fiecăruia, e o luptă. Apostolul Pavel a zis, m-am luptat. Și noi ne luptăm. Viața aceasta ne luptăm. Dar aș vrea să avem în vedere lupta cea bună. Apostolul Pavel a zis și zicea în cuvântul acesta că m-am luptat lupta cea bună. Sunt oare și lupte care nu sunt bune? Sunt lupte care nu sunt după voia lui Dumnezeu. De multe ori ne luptăm cu viața aceasta, cu problemele ei. Ne luptăm unii împotriva altora. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în Efeseni, în capitolul 6, versetul 12, cuvântul Domnului spune și ne învață lupta cea bună, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am putea spune atunci cum și când și unde ar trebui să acționăm. Diavolul, cel care e stăpâna întunericului, el e cel care are diferite metode ca oamenii să fie înșelați, ca oamenii să lupte nu împotriva lui, ci direcționează împotriva altora. Așa cum spuneam,
ne trezim că luptăm unii împotriva altora. Pentru că în viața aceasta este cu neputință ca cineva să nu ne fi greșit, ca cineva să nu ne fi făcut un rău, am putea spune, ca cineva să nu ne fi păgubit în anumite feluri, ca cineva să nu ne fi stricat reputația sau alte lucruri, și obiectivul nostru îndreptat înspre partea fizică. Dar noi să avem în vedere că în spatele acestor lucruri este puterea demonică a celui rău. Și noi trebuie să avem în vedere că această luptă să o luptăm cu adevărat împotriva răului și nu împotriva unui altuia. În lupta aceasta aș vrea să fiu foarte scurt, dacă e posibil, frații, să mai laude pe Domnul, așa cum spuneam. Sunt, putea spune, mai multe lucruri care ne împiedică să ajungem să fim biruitori. Ceea ce am citit de aici, cel ce va birui. Cel ce va birui. Viața e o luptă, dar noi trebuie să avem în vedere ca lupta aceasta să fie o luptă continuă. O luptă care să nu ne dăm bătuți, să nu rămânem obosiți, să nu rămânem deoparte, ci să rămânem în luptă. Și în lupta aceasta să avem în vedere să ne ducem până la capăt. Duce-vă-ți mântuirea până la capăt. Am început lupta aceasta, Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute, să putem să ne ducem până la capăt și să putem să fim biruitori. Biruitori. Pe biruitori, spune cuvântul Domnului, că vor avea intrare liberă la pomul vieții și așa cum am citit, le voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Câteva lucruri care ne împiedică ca această luptă să o putem duce și ca să ajungem la biruință. Evrei, capitolul 2, versetul 3. Primul lucru care aș dori să-l amintesc. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Una din metodele diavolului care o implementează în dreptul oamenilor, în dreptul nostru, este nepăsarea. Este nepăsarea. Nepăsarea față de mântuire. Dacă față de un job, față de un serviciu, nu suntem nepăsători. Suntem foarte grijuliți. Fiind punctual la locul de muncă, la lucrurile pe care le avem. Poate nu suntem nepăsători de familie, de alte lucruri, dar de mântuire. S-a întâmplat să fim nepăsători? Vreau să vă spun că la Kendra, de acolo de unde venim, sunt frați, surori care trăiesc în nepăsare. Domnul să vă ferească, și Domnul să ne ferească de acest virus, am putea spune, al nepăsării. Nepăsare față de rugăciune. N-avem timp dimineața să ne rugăm. N-avem timp la miază să ne rugăm. N-avem seara, pare oboseala. Și apare o stare de nepăsare. Și azi nu fac, mâine nu fac, poi mâine nu fac. N-avem timp de Scriptură, avem timp de alte lucruri, dar suntem nepăsători de cuvântul vieții, de cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori avem alte priorități, și aceasta care ar trebui să fie prioritar în toate lucrurile, mântuirea sufletului nostru. Putem să câștigăm toată lumea aceasta dacă ne pierdem sufletul. Am pierdut tot.
nepăsare de părtășiile în casa Domnului. Cred că frații au amintit și dumneavoastră știți beneficiile pe care le avem în părtășiile acestea frumoase, pe care astăzi putem să le mai avem în casa Domnului. A fost o perioadă când mi-a fost frică că nu vom mai putea. Iată, Domnul a mai îngăduit și mai avem harul acesta. Frații, și Domnul să-i binecuvinteze, a organizat să fie și afară, și Domnul, asta e misiunea noastră, mergeți în toată lumea, nu numai în biserică, aici, izolat, închis, nu, mergeți afară. Arătați și propovăduiți adevărul lui Dumnezeu. Și aceasta este o luptă. Domnul să întărească și Domnul să dea biruință. În Zală, în Chendrea, și nicăieri, să nu mai fie oameni nepăsători de mântuirea sufletului. Un alt lucru care poate împiedica este ceea ce găsim tot în Evrei, în capitolul 4, în primul verset. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, prea târziu. Suntem conștienți de multe lucruri care ar trebui să fie prioritare în viața noastră, în viața spirituală, viața duhovnicească. Dar de multe ori vine diavolul și spune, nu, lasă că poate mai târziu, poate mâine, poate altă dată, poate altă dată. Diavolul ne spune să facem lucruri bune, dar sau ne îngăduie oarecum în conștiința noastră, dar nu astăzi, ci mâine. Mâine. Mâine să lăudăm pe Domnul, mâine să slujim, mâine să fim prezenți la părtășii, mâine să ne rugăm, mâine să studiem și să învățăm, să cunoaștem cuvântul și voia lui Dumnezeu mâine sau mai târziu. Domnul să ne ajute să avem în vedere că astăzi, până se zice, astăzi, e ziua noastră. Mâine nu știm care va fi în ziua următoare sau a cui va fi ziua următoare. Sigur ar mai fi și alte lucruri care le-am putea aminti aici, lucruri care ne împiedică ca în lupta aceasta de zi cu zi să fim și să rămânem biruitori. Dar aș vrea să arăt, într-un verset, trei lucruri care ne ajută, ne împing, ne dau putere să fim biruitori. Și la sfârșitul alergării să putem spune și noi, așa cum a spus Pavel, m-am luptat lupta cea bună, de acum așteaptă cununa. De ce? Am biruit. Am biruit. Și aș vrea să ne uităm tot în Apocalipsa, în capitolul 12, versetul 11, ei l-au biruit prin sângele meu. Biruința este în sângele Mielului Domnului nostru Iisus Hristos. Cine acceptă jertfa Domnului Iisus, cine acceptă iertarea, spălarea prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, poate să ajungă la cununa aceea neveștezită pe care nu o va da un om, ci o va da Domnul. Prin sângele Mielului, prin cuvântul mărturisirii, prin cuvântul mărturisirii. Cine se poate mărturisi? Cel ce realizează cu adevărat că a păcătuit și este păcătos, ca alunecat, ca greșit, ca căzut într-un fel sau altul. Zica Domnul să ne dea puterea și tăria, să identificăm slăbiciunile noastre, să identificăm neputințele noastre și să putem să rămânem înaintea Domnului sincer și să stăm înaintea Lui recunoscând starea vieții noastre, recunoscând eșecurile noastre,
recunoscând alunecările noastre, recunoscând slăbiciunile noastre și mărturisindu-le prin cuvânt, mărturisind slujitorilor și mărturisind Domnului. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Și atât spuneam, și versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ierte păcatele și să ne curăță de orice nelegiuire. Și al treilea lucru, nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu și-au iubit viața, viața aceasta. Și-au tânzit după viața viitoare. Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute. Să avem în vedere, viața e o luptă. Lupta aceasta trebuie dusă până la să avem în vedere, poate interveni nepăsarea, poate interveni amânarea. Domnul să ne ajute să ne ferească de aceste lucruri. Să avem în vedere sângele Domnului nostru. Să avem în vedere sinceritatea noastră, cu care venim înaintea slujitorilor și înaintea Domnului. Să avem în vedere ce iubim mai mult. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvinteze, ca toți în lupta aceasta, să ducem lupta cea bună și să putem să ajungem la capăt, să fim biruitori, să primim cununa cea neveștejită. Amin. Iatorăm prin fericire, Domn al gloriei, de corața pe de frânt, trece vântul la un nimic, parcă fi privezit vin. Dar tu ai, dar tu ai,
frate drag bun vostru. Dar s-o ai, dar s-o ai, frate drag bun vostru. Săptămâni, săptămâni, iată locul pe la sân. Dă târcoare, Haulin, ia să văd ce pot să prind, ba vreo oaie, ba vreun miel, nu ne da, te va doie. Dar s-o stai, dar s-o stai, și pui pieptul verga. Dar s-o stai, dar s-o stai, și pui pieptul verga. Ceas de ceas, ceas de ceas, n-au halbire recopat. Toate zboară și zoresc, în cămară toate cresc, numai trântorul hai voi, strică mierea jurul rând. Tu dorești, tu dorești, ies albina ta, au fie, tu zorești, tu zorești, ies albina ta, au fie. În curând, în curând, vom da seama rând pe rând. Tu păstor, tu ucenic, unde zboabele din spic, tu plugar, tu învățat, câtă mierea ai adorat. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Talentul pe pe-am dat. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Cu talentul pe pe-am dat. Doamne Sfânt, Doamne Sfânt, n-am fost mare pe pământ. Tu, stăpânul meu prea-nalt, mi-ai dat mie un talent. Eu, prin greu și prin nevoi, te-am adus acum a doi. Asta da, asta da, să fie Domnul.